Cea de-a cincea ediție a festivalului concurs Mândru Cântec Sălăjan și-a desemnat la finalul săptămânii trecute câștigătorii. Evenimentul organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Clubul Rotary Zalău a fost un bun prilej pentru a scoate la iveală tinere talente sălăjene. Au fost acordate premii și mențiuni pentru mai multe secțiuni și categorii de vârstă. La categoria 10-14 ani, secțiunea Soliști Vocali, Vicențiu Pop din localitatea Poarta Sălajului a obținut locul întâi. Daliana Lazoc din localitatea Marca, premiul 2. Crina Maria Pop din Șimleu Silvaniei, premiul 3. Iar mențiuni au primit elevii Paula Gabriela Ardelean din Derșida, Bogdan Hurban din localitatea Șumal, Marisa Daiana Bălănean din Zalău și Andreea Gurzeu din Cehul Silvaniei. La aceeași secțiune, soliști vocali, categoria de vârstă 15-18 ani, s-a acordat premiul 1 elevei Florentina Mihaela Oniga din localitatea Letca, premiul 2 lui Ioniț Paul Gal din Giurtelecul Șimleului, premiul 3 Bianca Patricia Bicăzan din Zalău și mențiuni elevelor Ioana Elisa Câmpian și Ștefania Oana Oegar, ambele din Zalău. Premierea a continuat și cu secțiunea Soliști Instrumentiști, premiul 1 revenindu-i lui Răzvan Meseșan din localitatea Hida, premiul 2 lui Vlad Mitu din Zalău și premiul 3 lui Alex Teofil Chira din localitatea Plopiș. De asemenea, pentru tinerii instrumentiști au fost acordate și mențiuni pe care le-au primit Iosefin Raț din Zalău, Andrei Gurzău din Cehul Silvaniei și Cătălin Ionuț Macovei din Șimleu Silvaniei. Clubul Rotary a acordat premiul special lui Vicențiu Pop. Yo me di mi compa la 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 la